De când s-o putea, vorbim despre vaccin, președintele Iohannis a promis moldovenilor 200.000 de doze de vaccin. Dar nu se poate ține de promisiune. România are acum un deficit de 117.000 de doze. A amânat vaccinarea cu 10 zile pentru cei programați în perioada 28 ianuarie, 11 februarie. Până să avem suficiente doze să ne împărțim cu vecinii, ne rezumăm la vorbe. Ministerul de Externe spune într-un comunicat că susține Republica Moldova în demararea campaniei de vaccinare. Astăzi la Chișinău a plecat o delegație pentru a le împărtăși moldovenilor bune practici. Republica Moldova nu a reușit să cumpere nicio doză. Speră să primească la începutul lui aprilie vaccin printr-un program al Națiunilor Unite. Uite, când să lansăm asta și noi sărăcie. Planul Marshall al nostru, așa, știi? La 70 de ani de la adevăratul plan Marshall. Păi, în felul ăsta putea să le transmită moldovenilor așa. O să vă dăm 2 milioane de doze de vaccin. Și atât. Când? E, asta nu mai discutăm acum. Vă dăm înapoi și miliardul dispărut din bănci de la intrăm în detalii de astea așa. Până una alta, noi suntem posesori de bune practici. Și o să le spună la Chișinău delegația României, celor de acolo, care sunt acele bune practici cu vaccinul când s-o putea mai la vară. Mai la vară la propriu, pentru că până atunci sunt decalate și livrările către România. Un lucru este cert, și aici nu mai este glumă, România, așa cum poate, a încercat să susțină de fiecare dată Moldova și pașii acesteia către Uniunea Europeană.